am reușit să intrăm și la Bucharest Christmas Market. Am achiziționat bilete online și nu am stat la coadă aproape deloc, deși la intrare o să vă arăt mai încolo. E o coadă foarte mare la cumpărat bilete. Bradul de Crăciun este același cu cel de acum 2 ani sau 3 ani, ceva de genul. Avem și o mini perdea de luminiță, dar nu este ca cele de la Sibiu și nici de la Craiova. La carusel este coadă, toți copilașii vor să se dea în el. Aici este un semn cu București, care cred că ar trebui să fie aprins, unde să poți să faci poze. Aici am multe căsuțe, multe, mult mai multe cu mâncare din ce mă gândesc din alte părți. Aici e intrarea principală, noi am scăpat de coadă de aici. Este un entertainer pe picioroanțe. Era și un DJ pe scenă de data asta, s-auzea foarte tare și de-aia o să înregistrez puțin peste el. Sunt zona de food court. Sunt foarte multe tracuri cu mâncare, cum am mai zis. Și bineînțeles, nu putea să lipsească vinul fiert. Sunt foarte multe căsuțe cu vin fiert, hai de un să alegi. Sper că v-a plăcut acest vlog. Hai cu noi și în alte călătorii. Nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul de notificări. Mulțumim!